Este vorba despre minunea fata unui dintre voi ați văzut și film. Ce se trebuia să citiți cartea? Am înțeles că n-a fost lectură obligatorie și nici n-a fost în programa voastră la Nina. Dar filmul? L-a văzut cineva? L-ați văzut. Bun. O să începem cu un prim fragment din carte. O să citim. Și o să vă rog să-mi spuneți puțin. Despre Obi, despre personajul principal. Hai să citim. Cine citește o primă bucată? Hai să citim. Copil obișnuit. Știu, nu sunt un băiat obișnuit de 10 ani. Adică, sigur, fac lucruri obișnuite, mănânc înghețată, merg cu bicicleta, mă joc cu mingea, am jocuri electronice, lucrurile astea mă fac obișnuit, presupun. Și mă simt normal pe dinăuntru, dar copiii obișnuiți nu-i fac pe alți copiii obișnuiți să ia la fugă țipând pe care nu... niște lucruri care sunt adevărate despre acest personaj. Da? Și o să vă rog să faceți următorul lucru. Dacă o să ridic ecranul, pentru că va trebui să... Merg cu bicicleta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. 25 merg cu bicicleta. Personajul nostru se joacă cu mingea. Tot balcon, balvolei, cât din clasă, ne jucăm cu mingea. În afară de 3. 27. Și mai departe. Personajul nostru se joacă și are, evident, un Xbox. Câți avem? 2, 4, 6, 8. Bun. Personajului nostru îi place seria, filmul Star Wars. Să vedem câți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Personajul nostru are o soră. 7. Personajul nostru este bun. Câți din clasă suntem buni? Buni la suflet, nu neapărat la carte. Bun. Personajul nostru este amuzant. Cât suntem amuzanți? 2, 4, 6. 22. Bun. Personajul nostru urăște atunci când mama lui vorbește ca și cum el ar fi bebeluș. Adică îl tratează ca pe un bebeluș și vorbește ca unui bebeluș. Adică unui copil mic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 22. Perfect. Deci, care a fost scopul acestui exercițiu? Pe tablă. Ne regăsim și noi în ceea ce reprezintă acest personaj. Și nouă ne place să mâncăm înghețată, și noi mergem cu bicicleta, și noi suntem buni, și noi avem Xbox, și avem și o soră, și ne plac toate lucrurile astea. Și atunci el de ce este neobișnuit? De ce este personajul din această carte neobișnuit? Discriminează pentru că arată altfel. Pentru că arată altfel. Deci împărțișarea. Dar interiorul cum este? Aga. Este la fel ca unui om obișnuit. Este la fel ca unui om obișnuit.
Drept urmare, fiecare suntem unici în felul nostru. Da? Dar, în profunzime, tuturor ne plac anumite lucruri, pe toți ne plac anumite cuvinte. Și o să discutăm imediat pe baza lor. Să vă rog să vă discuți mai tare. Da? Hai, Iuliana! Îmi dădeam seama că ceilalți se vorbau la mine și fără să-i văd. Știam că le dădeau cu adesea și că mă urmăreau cu fața ochiului. Crezusem că m-am obișnuit cu genul acesta de priviri, dar bănuiesc, m-am înșelat. La o masă erau câteva fete care, cu siguranță, vorbeau despre mine, pentru că își acopereau gurile cu mâna. Ochii și șoaptele lor se întorceau către mine. Bun. Ce descrie aici ochii? Violeta. Cum se poartă oamenii în jurul lui. Da, este vorba despre momentul în care el ia prânzul în cantina școlii și Sofia... Cum a captat atenția celor din școală. Poftim? Cum a captat atenția celor din școală. Bun, ce fac ceilalți copii în momentul în care el se hotărăște să se așeze la o masă? Ce fac? Ce ne spune fragmentul? Anca? Că se vorbau la el. Că se vorbau la el? S-a așezat unul lângă el? Își dădeau coate, se vorbeau la ei, la el, șopteau, da? Nu s-a așezat niciunul lângă el la masă. Și toți s-au așezat la celelalte mese, evitându-l. Este aceasta o formă de agresiune? Vă amintesc, știți că agresiunea nu înseamnă neapărat că ne bate. Sau că vorbim urât sau agresiv. De ea? Este bulie emoțională. Adică, ce înseamnă? Adică... Tu nu jignești persoana respectivă, dar ea, într-un fel, o jignești fără să vorbești și fără să faci... Corect. Adică ce-au făcut? L-au exclus. Și acoperindu-și în același timp ochii, mi-am subliniat cu roșu să-și dea coate, să înjur în gura mare râzând, acoperindu-și în același timp ochii. Corect, cu roșu, da? Mergem mai departe. Următoarea replică. Violeta. Ce e creștia asta? A zis de altul care e lucrat în acest moment. Abia atunci când așa mă părăză de lumină, vedea chiar pe fața mea. Iar cel despre care vorbeau, cel care îi făcea să țipă, era mie. Bun. Am subliniat ceva? Roșu, îndreptase la întâlnă spre noi. Da. Cel care îi făcea să țipe era meu și raza de lumină vorbea chiar pe fața mea. Exact. Deci, intenționat, copiii au pus lanterna exact pe el. Da? Mergem mai departe. Următoarea replică. Următoarea replică, Natalia. Hai să plecăm de aici. Mi-am zis de când ce și m-a tras de mâneca tricoului ca să ne îndreptăm de ei. Cu verde m-a tras de mâneca tricoului ca să ne corect. Am subliniat cu verde. De ce? Ca să evite conflictul, copiii puteau pleca. Da? Mergem mai departe. Corect. Alexandra. Stați așa astigrativ lucrul acest. Te iubim care. Mi-a pus din nou raza de lumină pe față. Iar apoi stătea la doar la un metru și jumătate de distanță. Bun. Am subliniat prof și mi-a pus din nou raza de lumină. Corect. Mi-a pus din nou rasa de lumină pe față, este roșu, pentru că iarăși este o formă de agresiune. Au reluat. Mergem mai departe, replicile următoare. Cine? Ce anume? Și tăindu-ne calea. Da. Și tăindu-ne calea, da, exact. Bun, foarte bine. Mergem mai departe. Violeta? Mai că mai bunică, Dumnezeule, la metrică din mica cu vizită scadă. Ce-ai făcut la față? Am subliniat cu roșu ce-ai făcut la față. Corect. Și exclamația asta, Maică, Măiculițule, Dumnezeule. Da? Mergem mai departe. Bianca. Începează. Cu verde. Mergem mai departe. Sofia. Ne-am știut ca să vedem stăpânul minerelor acest beatul numit Jenny. Ia uitați-vă de bolul. Am subliniat cu roșu, ne-am știut ca să vedem stăpânul minerelor și ia uitați-vă de bolul. Corect, este o formă de ironie, da? Care iarăși nu e în regulă. Bun, foarte bine, am subliniat cu roșu. Elena, mergem mai departe. Asta i-a făcut pe prietenii lui să moară de râs.
încercat din nou să ne îndepărtăm și din nou Eddie ne-a tăiat calea. Avea cu cel puțin un cap mai mult decât Jack, iar care era cam cu un cap mai înalt decât mine. Așa că mine mi s-a gândit uriaș. Bun, am subliniat ceva în acest paragraf? Da. Cu roșu, asta i-a făcut pe prietenii lui să moară de râs. Și cu verde am încercat din nou să ne îndepărtăm și din nou Eddie ne-a tăiat calea. Corect, bun, foarte bine. Mergem mai departe. Tot, Sofia? Hai. Nu, frate, mă rog să-l extrag pe restul din ei. Am să vin iar tot cu roșu. Corect, tot cu roșu. Natalia? Nu, frate, e un lor care se iei în lumea de titlul. Cu lanternare, dar asta se află chiar în fața noastră. Da. Am să vin cu roșu, e un lor care se iei în lumea de titlul cu lanternă. Corect. Bun. Bianca? Lasă-l în pace. Lasă-l în pace, bine. A zis Jack, în primul de o parte, mâna în care ține lanterna. Am subliniat cu verde. Am subliniat cu verde, da. Corect. Mergem mai departe. Sofia? Ia fămătua, răspunse Eddie, când de data asta lanterna pe fața lui Jack. Am subliniat cu roșu, ia fămătua. Corect, ca un fel de... Ia provoacă-mă. Da? Bun. Nicolas. Care-i problema ta, frate? A zis Jack. Am subliniat cu roșu, care-i problema ta, frate? Aici este Jack, care este prietenul lui și atunci el încerca să ia apărare, da? Vă spun așa ca să știți despre ce este vorba. Drept urmare, pentru că încerca să ia apărarea, vom sublinia cu verde, da? Denisa? Problema mea e iubitul tău, a stricat Eddie, luminându-mă din nou pe mine. Pe urmă, unul dintre ceilalți băieți a aruncat la picioarele noastre copii cu scumpitoare. Am subliniat problema mea, e iubitul tău, da. Luminându-mă din nou pe ce culoare? Nu m-am pus cu roșu.